Suntem în Chalkida și ce vă arăt acum este refluxul între cele două golfuri. La fiecare 6 ore apa își inversează sensul și curge în partea cealaltă. Dacă vedeți, se duce curentul până unde se vede că se schimbă culoarea mării, din verde în albastru. Asta e faleza din Chalkida, din insula Evia. Aseară până pe la 12 era plin și ce mi se pare foarte interesant este că acum de dimineață, începând cu ora 9, deja au început să vină o grămadă de tineri. Am înțeles că e o facultate pe aici pe undeva și că de-aia sunt atât de mulți tineri. Dar e plin. Fiecare terasă de aici are clienții. Mi se pare foarte interesantă chestia asta cu apa și viteză are.